Stai. Du-te la culai. Da, mamă. A făcut lupa căței. Pe să-mi te muște, Dănuț. Și așezare milenară, satul care ne-a inspirat această rememorare cinematografică este reconstruit din temelii casă cu casă. Cu 35 de ani în urmă, aici, cotropitorul fascist a incendiat peste 400 de locuințe și a executat 29 de patrioți care, uniți în luptă comună, s-au jertfit pentru eliberarea Transilvaniei, pentru libertate și dreptate socială. Moise, noi suntem din Păvișeu, Izamara și Coseu. Întoarcere în timp. Ții minte, Dănuț? Era în vara lui 1944. Dănuț! Dănuț! Nu pe acolo. Ai jucat cu cal? Nu, cu mașinile, mamă. Nemții ăștia au toți mașini și ne lasă. Numai la tunuri nu ne lasă, dar la mașini ne lasă. Hai în casă să te spăl. Thank you.
dată. E lăsa miele gânată, să n-am prunc de legânat, mă. Mi-aș trăi tăt cu bănat, să n-am prunc de ciupă. Unde prânzi, nu prânzi, mă. Fără... Patru ani de când Hitler ne-a vândut. Patru ani de chinuri. Ia să vedem, moșule, ce mai zic. Trupele anglo-americane, sprijinite de puternice forțe ale marinei, au reușit să facă debarcări între Toulon și Cannes. Trupe de parașutiști au fost lansate în spatele zonei de apărare germană. Se dau lupte grele cu trupele inamice. Aici, postul de radio Londra. Frontul din Italia. În Italia, armatele aliate și-au reluat atacurile de străpungere în sectorul de coastă al Adriaticei. În tot timpul zilei de sâmbătă, s-au dat lupte violente în cursul cărora inamicul a trebuit să se retragă suferind pierderi importante. În Estonia a continuat puternica presiune sovietică la vest de lacul Pleskau, fără ca inamicul să fi putut rezista. Lupte violente în curs în zonele Sodomeni, Peleștieni, Podul Iloaiei, Iași Sud-Vest, Tighina. Aici postul de radio Londra. Am transmis cea de-a doua emisiune în limba română. Aufhören! We'll be right back.
Ce mă, șogule, mă? Asta-i lemn de copulșie, ha? E singurul care l-am găsit. Și cel mai bun. Bun pe dracu. E bun pentru sicriul tău, mă. Bădevălean. Nici ne scalcă pragul. Cu flanderul de Simedria. Noroc, Moise. Noroc pe dracu. Mă, Simedriu, ce te ții așa de folos ca un fișman, mă? Spune, câți bani ai băgat ca să rămâi la poalele muierilor, a? Dar păi știi că am fost reformat. Da. Că amândoi am mers la regiment când m-au chemat. Vezi-o ca asta, mă? Vezi Cotonoga? Tu ce-ai dat, mă, pentru țară? Zi! Despre ce țară vorbești, mă? Despre aia ciuntit acum 4 ani? Sau despre altora? Mama voastră de trădători! A să vă curăț, mă! Auzi, mă? Cu mâna mea am să vă curăț! Ziua bună, moșule. Ziua bună, Ioan. De nu te-ai supăra? Din scândurile astea să-mi faci și mie, moșule, un dulap cu două uși. Am aici un plan făcut de mine. Bine. Badevălean, îți mulțam pentru pomană. Mă duci acasă, s-o obosit. Mă cam doare piciorul. Umblă sănătos. La șine. Ia vezi. Bălean. Ich bin ein Freund. Kerner. Nehmen Sie Platz. Mulțumesc. Luați loc, vă rog. Mulțumesc. Sprichst du Deutsch? Ein wenig. Vorbiți românește? Wenig. Învățat camarazi români, luptat împreună. Cu ce vă pot fi de folos? Luați loc, vă rog. Mulțumesc. Mare artist. Mare. Eu... Dacă vă place, luați-l. Mulțumesc. Îl dank. Bitte. Mein Freund, Andrei. Andrei. Coman. Da. Învățătorul. Ia. Unde găsesc? Da. Lângă Schule. Vielen Dank. Bitte. Vielen Dank.
recunoscut ușor la dumneavoastră. După fotografii. Sunt majorul Dietrich Körner. Prieten domn Coman, Andrei Coman. Soț la dumneavoastră. Ne-am cunoscut la Stralsund. Da. Atunci poftiți. După dumneavoastră. Poftiți. Mulțumesc. Văd că vorbiți foarte bine românește. În facultate, doamna Coman, am studiat limbile romanice. Sunt un pasionat. Am profitat și de cunoștința cu domnul Coman și am exersat. În plus. Mă scuzați o clipă. Vă rog. Cum se face că nu sunteți pe front, domnule Major? Pentru mine frontul este linia de fortificații care o construiesc aici. Trebuie să știți, stimată doamnă, că Berlinul lucrează la o armă secretă care ne va face stăpânii lumii. Vă asigur. Asta e orășelul meu. E foarte frumos, nu? E un oraș pașnic și foarte vechi. A fost declarat oraș deschis. Aici am fost eu 2 luni cu soțul dumneavoastră pentru specializare. Sper că v-a spus. Da. Ce vremuri frumoase. Doamna Coman. Aș vrea să mă simt ca la mine acasă. Vă rog, spuneți-mi Dieter. Este un fel de coniac mai tare. La noi se spune horingă. Pentru că sunteți prieteni cu Andrei. În sănătatea noastră. Și pentru prietenie. Mi-e foarte frică pentru Andrei. În război nu moare toată lumea. Sunt sigur că Andrei trăiește. Domnule Major, știți sau... Vreți numai să mă liniștiți? Sonsul Arma gebracht werden. Egal wie alt sie sind. Arbeitet ihr auch nachts? Nein. Was? Von diesem Augenblick schlaft niemand mehr. Attenzione, attenzione. Nu părăsiți aparatele de radio. În curând vom transmite un comunicat de mare importanță pentru țară. Attenzione, attenzione. Nu părăsiți aparatele de radio. Români. România a acceptat armistițiul oferit de Uniunea Sovietică, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii. Națiunile Unite ne-au garantat independența țării și neamestecul în treburile noastre interne. Ele au recunoscut dreptatea dictatului de la Viena, prin care Transilvania ne-a fost trăpită. Acum și ceasul meu umblă bine. Dictatura.
dictatura a luat sfârșit și cu ea încetează toate asupririle. Alături de armatele aliate și cu ajutorul lor, mobilizând toate forțele națiunii, vom trece hotarele impuse prin actul nedrept de la Viena pentru a elibera pământul Transilvaniei noastre de sub ocupație străină. Români, de curajul cu care ne vom apăra cu armele în mână independența împotriva oricărui atentat la dreptul nostru de a ne hotărâ singur soarta, depinde viitorul țării noastre. Ziua bună, domn învățător, trăiți! Eu sunt Ion! Nu, rușii nu vor câștiga războiul. E absurd. Istoria n-a îngăduit și nu va îngădui niciodată asemenea absurdități. Hm? Înțelegi, Iulia? Te-am găsit, Moise. Dar după cum vezi, nu tocmai bine. Nici dumneata nu te-ai întors. Foarte bine. Nu prea. Ne-au trimis ăștia să murim. Acolo unde o înțărcam mutul, e apa. Noi ne lăsam oasă de pe acolo și mâierile noastre de gât cu alții. Aliații sfaini, eleganți. Mantei curate, soponul nu le lipsește. Untul cât de colo, de curății, beutura, beuturică. Ascultă-mă pe mine, domnul învățător, că dumneata ești om cetit. Muierea-i coda dracului. Îl vinde și pe tată-s-o atunci când i s-a prind călcâiele. Iulia, mă obsedesc ca o pictură pe care am văzut-o într-o biserică de-a voastră. Ți-aș putea explica poate mai bine prin muzică, dacă aș avea un pian. Dar asta ce mai e? Un instrument al nostru. Și cântă? Cântă. N-am văzut niciodată așa ceva. Te rog. Trebuie să cânți dumnezeiește. Eu credeam că ne-am lămurit asupra relațiilor noastre. Andrei,
Nu mai recunoști? Major Körner, cum să nu te recunosc? Am vorbit mult despre tine. Ce surpriză plăcută! Guten Tag. Entschuldigen Sie bitte. Ich suche den Herrn Major. Er soll schnell kommen. Ja. Andrei. Unde-i Janus? Da, tata. De-aia l-ai trimis. Ca să rămâi singură cu pestea aia. Târfă! Pentru Major, auzi? Pentru Major. Și eu lucrez pentru el. Ce vrei să facem? Trebuie să te faci frate cu dracu până ce treci puntea. Tu ce ai de gând să faci? N-o spune-mi, Andrei. Tu ce vrei să faci? Sunt sănătos, tun. Trebuie să chibzuim. E vorba de soarta și datoria noastră. Au! Vă rog să mă scuzați pentru... Îmi pare rău pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Vreau să cred că Andrei a înțeles exact situația. Da, Andrei a înțeles, dar în felul lui. Te asigur că asta nu schimbă cu nimic situația și stima pentru dumneata. Nu știu, îmi dai voie. Pardon. Nu știu cum să-ți explic. Trebuie să fii aproape de mine, Iulia. Să te văd. Bine, de absurd. Deloc. Hai să-mi fii traducătoare. Dar dumneata vorbește destul de bine românește. Să nu mai spui nimănui asta. Vii, da? Ați auzit? A terminat războiul, vine ai noștri. Uite-te întâi în jur și apoi deschide gura. Ce ai spus așa e, dar trebuie să mai avem răbdare. Fortificațiile de aici, baciule,
au un singur scop. Să-i țină pe ai noștri în loc un timp. Înțeleg eu. Dar mai bine spune-mi ce avem de făcut. Că da, ești comunist. Măi, ortace. Cu prostiile asta mă bagi în pușcărie. Parcă ești și n-avem gardieni? Măi, Ioane. Tu ești român. Eu sunt român. De mă, baciule, ce să-ți spun? Sunt român și români. Că doar nu o să stăm cu mâinile în sân. Îl știi pe Covaci? Ungurul. Marca 217. Ungurul. Și la ei sunt unguri și unguri. Spune că trebuie să ne întâlnim mâine seara. Știe el unde. Chiar ai încredere în mine? Mm-hmm. Oamenii de pe vale. Ne vin și de dincolo de munte. Ne-au anunțat. E bine ce zici, dar noi nu ne pricepem la militarie. Mi s-a cerut să transportăm urgent și armele care ni se dau. Dar nu înțelegi, omule, că trebuie să le și folosim. Și noi habar n-avem. Are cine ne învăța. Ia dulbaciule. Nici o vorbă însă despre cele discutate. Auziți? Fraților, uite-l și pe șeful nostru de stat major. Da, domnul învățător în uniforma asta îi spune că e din partea cealaltă. Comuniști? Oameni. Țărani români. Dumnealor muncitori, după cum vedeți. Români. Da. Și domnul Covaci? Dar eu tot de aici sunt, domnule învățător. Doar tatăl, bătrânul dumitale mi-a pus cartea în mână. M-a auzit cineva zicând că eu mi-s ungur și altul de arneam? Toți suntem de unde ne-am născut. Ce pișta, nu mai știi de glumă. Ia ca și uniforma. Nu se cuvine să comanzi decât în uniforma noastră. O să trebuiască explozibil. Mult explozibil. Îl luăm de la mine. Da, săpăm un tunel din galeria lui Iancu. Ar fi doar 10-20 de metri până dincolo de barajul flotației. Răzbim în pădure. Până săpăm tunelul, treci și război, să știi. E numai pământ moale. Nu trebuie pierdut o clipă. Nu-i baie, domnule învățător. Dacă am zis că aducem explozibilul, îl aducem. Ziua bună, Iulie. Unde-i tata? S-a dus o țări. Dar tu pe unde umbli? Cu o treabă. Da. Dacă treci pe la comandament, ți-aș da oare ce să-i duci maiorului. Bine? Bine. Mulțumesc.
cu cât ți-o plătești? Pentru cei care se pricep la frumos, lucrez gratuit. Și apoi dacă îmi place cineva, îi dau amintire să mă pomenească cât o trăi. Ăștia cine sunt? Ăștia suntem noi. De noi o fi prins. N-aveți teamă. Vin cu o colmare. Că nemții au pus pază la toate ieșirile din sat. Seară bună, domnule învățător. Bine ați venit, băieți. Acolo, acolo. Încet, cu atenție. Așa. Ce-i prisat? Maiorul Körner îl caute pe comunistul Andrei Coman. Ce-a nebunit? Eu sunt român, nu comunist. E adevărat că nu toți românii sunt comuniști. Dar asta nu înseamnă că n-or fi și comuniști în România. Pe front, dar am auzit că a fugit în munți. Acum o să lucrez pentru mine. De fapt, ce înseamnă asta? Să-mi traduci din limba română. Atât. Și ce o să zică lumea? Ai fost obligat. Atunci dă o asemenea dispoziție. Am să dau.
Halt! Stehen bleiben! Stați frate! Ce faceți? Creștinilor! Oameni buni, fraților! Trebuie să ducem mortul la cimitir! Urcaților! De ce îl pângăriți? Stați! Păgânilor! Lăsați, lăsați mortul! Păgânilor! Asta e ultimul transport. Aveți grijă de el ca de ochii din cap. Așa ne-a făcut. Și la grevă, dinainte de război. De ce nu ne lăsați să ne ducem la muncă? Eu, major Dietrich Körner, ordon închiderea minelor. Toți merg la lucrările de fortificație. Sabotajul se pedepsește cu moartea. Acum două nopți, bandiții lui Coman au aruncat în aer podul de la Măgura, cu dinamită furată de la mină. Ordon să predați întreaga cantitate de dinamită, pitilele, capsele și să spuneți unde se ascunde banda lui Coman. Aștept până la orele 18. O fi la spital, doar e invalid. Domnul comandant are dovezi că Andrei Coman e șeful bandei. Predați-l. Aveți încredere în mine. Și eu sunt român. Nu oricine vorbește românește se cheamă că e român. Nu e așa, fărtat? Așa e! Herr Major, das sind alles Verräter. Haben Sie nicht gehört, was Sie gesagt haben? Nimm Geisel! Păi, unii am dezertat. Apoi eu, Miss Moroșan, ca și dumnealui. Eu, Miss din Cluj.
Sunt prizonieră, domnule major. Sunt zăloc pentru Andrei ca și ceilalți? Pot pleca? Dar nu era să vorbesc românește în prezența lui. Ești arestată conform înțelegerii la dorința dumitale. Ești un actor periculos, domnule major. Trebuie să mă feresc de dumneata. Te-ai hotărât? Cum o să lucrezi aici? Eu soția unui om pe care dumneata l-ai condamnat la moarte. El intră în legile războiului. Tu, ale frumuseții. Nu ți-e frică că o să te trădezi? Ce? Comunicatele de pe front nu sunt un secret. Iar cel mai mare secret, linia de fortificații, o construiesc cu oamenii voștri. Nu? Da. Și cu prizonierii. Să respectăm convenția, Iulia. Eu mă ocup de armată și de politică. Tu încearcă să fii o prezență agreabilă, frumoasă. Ia? Și dacă refuz? Nu te sfătuiesc. Ți-ar rămâne copilul singur. Singur. Auzi? Și când încep? Ai aflat? Aflat. Și stai așa? Ascund comori. Hai, ajută-mi. Dacă trece potopul, să mai rămână ceva după noi. Bine că ai scăpat, Ioane. Am vrut să mă duc și eu într-o acolo, dar șașă nu mai eram de niciun folos. Numai dumneata poți vorbi cu major. Cu Kölner. Dumneata. Dacă o spus că îl vor pe Coman, apoi pe Coman îl vor, primești de mare, Ioane. Recepti? Trebuie să ne gândim mai întâi la ostatici. Cere lui Kölner să mai aștepte. Promite-i orice, numai să câștigăm timp. Bine. Am să fac tot ce pot. Bună ziua, domnule major. Sie sind herzlich willkommen. Mulțumesc, domnule major. Iertați un biet bătrân dacă vă adresează o rugăminte. Ich stehe zu Ihrer Verfügung. Am venit pentru ostatici. V-aș ruga. Ich will Andrei Coman. Und alle werden frei sein. Nimeni nu știe unde este. De ce să omorâți atâția oameni nevinovați? Dumneata, complice
Coman. Vreau Coman. Voi căuta. Voi duce și voi căuta. Lăsați-mi 3 zile de răgaz. Mă leg în fața lui Dumnezeu Sfânt. Dacă minți la mine, artistule, îmi pușc la tine. Vei face cum ți-e credință. La ora 6 e execută. Stai! Stai că trag! Ce dracu, mă, George? Te-a luat Dumnezeu mințile? Zi-mă parola! Ce, nu mă cunoști? Mă predau. Pe mine mă vrea. Am de seara asta. De seara. Seara bună. Ce cauți aici? Ți-am spus să nu mai vii. Știi că nemții au pus să scoate după noi toți. Musai. De v-am adus, bite. Văleam s-a dus la ofițerul neamț, s-a mai căpătat un răgaz. De 3 zile. Ține de la și cu noi, am hotărât cum să trecem cu muniția pe sub nasul nemților. Așteptați-mă, o țărucășe. O să vă spun cum o să băgăm dinamita în cazemat. Bună, Moise! Ce faci? Bine, da. După îi păzesc pe neamți aici să nu-i fure careva. Să vă stropșească. Ia, gândă. Genar, sunt. Na, ia, că-i fain. Bac seama că se muncește. Băi, da? Dreptu-i. Dreptu-i. Las că nu-i rău, e bine. E bine. Stai, mă, ficior. Ce faci, mă, frumosule? Am auzit că aduci de aleguri la aliați, dreptu-i? No, așa îmi place. Puteai să-mi aduci și mie niște zămătișe. Mi le-a rechiziționat, domnule Gâldău. Ce ziceți de hoția asta lui Simetria? Ia. Ursule, tu să taci dracului din gură, auzi tu mai? Ia, mă, ia. Ia, ia. Bandiților. Da. Voi știți ce-s astea? Ui! Ui, da! Astea nu sunt oi, mă! Dar ce? Astea-s dinamite! Ia stai să aprindu-ți bric, să vedem dacă explodează! Da, lasă-mă, da! Ia, să vedem dacă fac bum bum. Nu, Gâldău, ia. Nu te speria, mă, Ioane. Ești prea prost ca să te străpunșere gândul ăsta. Da, da, așa e, așa. Nu ți umblă mintea, ție ca mie. Ia, mă, ia. Hai să mergem. Hai, mereți, mereți. În aia au fost? Mi-a cam speriat Gâldău. Credeam că ne-a vândut careva trădătorul ăla. Ai mai auzit ceva? A. Făcea pe deșteptul. Ține. Pune-le și pe asta în trăiești.
pentru tine. Nu se termine porcăria asta de război. O să te iau cu mine. Durere pe funca mea. Și te fac împărăteasa unei insule necunoscute. O mângâiere sale. De unde iluzii roze să pule. Pustie inima și sufletul meu tot. De unde vrei la Entschuldigen Sie, Herr Major. Sie werden zum Telefon gerufen. Cine ești? Un om, Tom. Altădată fiți mai prudent. Dacă poți, spui la ai tăi. Ordin de la Berlin, sat Caput. Mâine în zori vom ataca la casa în care sunt ținuți ostatici. N-ar strica și o diversiune. Aruncăm în aer ceva la fortificație și toți nemții vor fi ocupați acolo. Nici o explozie. Linia de fortificație o vom arunca în aer numai atunci când ni se va comunica. Va trebui să luăm și noi ostatici, ca nu cumva fasciștii să treacă la represalii. Dacă nu reușim, mă predau. Aici. După mine, băieți!
V-am transmis ultimile știri în legătură cu luptele ce se dau pentru alungarea cotropitorului fascist din nordul Transilvaniei. Gărner o să treacă la represiuni, dragul meu. Mi-a dat el un ultimatum, o să-i dăm și noi unul. Nu, dumneata. Dumneata ești în armistițiu cu el. Bești blașenie. Numai decât. Bine. Te duci la Körner și spui. Dacă în 12 ore ne eliberați toți ostaticii, dar toți, aruncăm în aer linia de fortificații. Bine. Înseamnă că începi, nu? Am primit ordinul. Ai noștri sunt atât de aproape încât hitleriștii nu mai au când să refacă linia. Du-te. Coman coboară cu un grup deasupra satului la viziunea Vulpii. Iar când vor începe exploziile, vor lua cu asalt casa în care sunt ținuți ostaticii. Nemții vor fi ocupați la fortificații. Și dacă maiorul i-a mutat iarăși? Omul nostru e sigur că nu. Comer! Domnul maior Körner este de acord cu eliberarea prizonerilor. Transmite doar că dorește un răgaz de 24 de ore. Trebuie să ceară aprobarea comandamentului teritorial. Dacă încercați să căutați explosibilul sau să chinuiți oamenii de la fortificații, aruncăm totul în aer. Dar dacă în 24 de ore domnul comandant nu primește niciun răspuns? Mi-ar părea rău. N-am vrea să omorâm vechii aliați. De ce să nu vă duceți sănătoși acasă? Poate aveți copii, neveste. Și apoi, cimitirul nostru e mic. Bine, dacă nu eliberează la ora stabilită, aruncăm în aer. Fiecare la locul ei. Explozibilul e asigurat că nu cum am înțis. Am controlat cu vrat, nu o singură dată. Controlat și vrat și face. O să atrage comandă în timpul explozilor. Înainte de pauza de prânz, treceți pe la oameni. Și spuneți-le să se retragă pe malul apei. Sau să stea ascunși. În șanțuri. Vedeți cum le vorbiți să nu ne simtă careva. Doamne ajută! Viața voastră, a părinților și copiilor voștri, este în mare primejdie. Comuniștii vor să muriți. Ei sunt dușmanii voștri. Ei vor să arunce în aer această fortificație la care au muncit cu eroism adevărații patrioți. Dacă în termen de 6 ore comunistul Coman, șeful bandiților din Pietrosul, nu se predă, vom incendia statul și vom executa ostaticii. Frați români, gândiți-vă la viitorul măreț ce vă așteaptă și demascați trădătorii. Luptați ca părinții și copiii voștri să se întoarcă acasă. Nu se vor mai duce niciun fel de tratative până ce Andrei Coman nu se predă pentru a vă salva viața voastră, a familiilor și a copiilor voștri, prezentați-vă la comandament criminalii și denunțați trădătorii. Poți lucrurile ca să iau ostateși din toate satele din prejur. Sunt dușmanii țării, ai satului și ai marelui Reich, care vă va garanta libertatea și viața fiecăruia. Nu le ajungeau cei mulți. În caz contrar, eu, comandant major Dietrich Körner, sunt obligat să iau măsuri drastice pentru pedepsirea vinovaților și a celor transmite care le ascund faptele lor criminale. Dar de linia asta nu vor trece decât pe lumea cealaltă. La orele 18. Iosefe, slavă Domnului. Îl cer pe Andrei. Da, dar mai avem răgaz, mă. Nu cred că o să mai aștepte. Mă duc. Mă duc în oraș la generalul lor. I-am lucrat și lui câte ceva. Poate că mă ascultă. Hai.
Los, beweg dich! Los, beweg dich! Nu vin ruși aici, cât e hău și bârgău. O dat ordin Hitler să se reziste, ci voi nu vedeți ce pregătiri să fac. Ce-i bage, Bălean? Ce-i baiu? Prietenii tăi, Moise. Los! Los! Iaul! Pot să știu și eu de ce sunt adus aici. Ați promis că ne dați răgaz. Ați golit tot satul de oameni și ați dus la Perzanie. Dumneata, artistule, cu comuniștii. Varum? Pentru că mai întâi sunt român, domnule Maior. Comuniști, Ferească Sfântul. Dumneata, om instruit, intelectual, cum puteți să credeți toate prostiile ce se spun despre unul sau despre altul? Nici Coman, colegul dumneitare, nu este comunist. Vrei să-l ucizi din răzbunare. Wache. Abführen. Domnul Locodel, noi ce facem? Dacă nu explodează linia, nu atacăm. Trebuie să mă duc până în sat. Să-l văd pe Dănuț. E dor de Dănuț, asta e. Și mai am și o vorbă cu Iulia. Salutări de mâini, doamne Iulia. Și mulțumiri. După ce ne-a vândut maiorul și s-a culcat cu el, trebuie să-i salutăm și mâinile acum, nu? Curioși oameni sunteți voi, comuniștii. Ia stai. Ia stai, frate. Ascultă, domnule locotenent. Doamna Iulia este tovarășa noastră. Omul nostru de legătură, informatorul.
cât de puțin ne-am iubit. Iulian. Iulia. Mai spune-mi, Danus ce face? Aș vrea să-l văd. Mă duc să-l aduc. Să nu te vadă cineva. O să iau prin grădină. Unde-i Simetria? La viziunea vulpii. Mă așteaptă acolo cu oamenii. Du-te, du-te. Eu mă fac frumos. Tu ești frumos pentru mine întotdeauna. Du-te. Du-l acasă pe Dănuț. A venit Andrei. Vezi să nu te vadă careva. Dănuț! Dănuț! Unde ești, mă? Bună ziua, Dintre. Bună ziua, Iulia. Pare foarte rău că unii concetățeni ai dumitale nu se astâmpără. Mă obligă să fiu necruțător. Un ofițer al Marelui Reich nu poate fi păcălit. Înțelegi? Da. Și de scap și de bunul meu coleg. Și plecăm. Plecăm. Auzi? Eliberează prizonierii că altfel trag. Și spune să dea drumul celor de la fortificații. Glumești. Arestați-o! Știam că lucrez pentru ei. Fă-ți cruce. Înainte de a pleca, nu va rămâne niciun picior de om în satul ăsta blestemat. Herr Major, ein Offizier von Oberkommando, erwartet Sie beim Wagen. Hat wichtige Mitteilungen. Entschließt Sie! Tatuță! Tatuță! Băiatu, tati! Dragul de tine! Andrei! Prăpăd mare, Andrei. Gâldeau spune că Iulia a fost arestată de Körner. Dănuț, du-te și te joacă. Pleci. Tu fugi. În altă parte. Repede. Cine ești? Asta nu e important. Noi distrugem sat. Toți. Toți. Prăștinzii? Schnell. Schnell. Ja. Oare ne-o omoră? Nu știu. Dar dacă ne-o împușca, să murim ca oameni. Fraților, se predă învățătorul. Am scăpat! Am scăpat, fraților! Am scăpat! Nu credeți încă, fraților!
Locotenentul român, Andrei Coman, se predă. Eliberați pe Iulia și ostaticii. Onoarea de ofițer vă impune să respectați atunci când... Revolver. Un ofițer al armatei Marelui Reich nu poate sta de vorbă de pe poziții egale cu comuniștii. Dacă vă e atât de frică de comuniști, îmi pare rău că nu sunt și eu. Tata, mergi și spune lui Andrei să fugă în munte. Andrei s-a predat. De ce? A aflat că ești arestată. Atunci fug eu la Simetria. Poate aveți ce-i cu Andrei. Cetățeni, dușmanul vostru, comunistul Coman, s-a predat. Comandantul Kerner, pentru a nu vărsa sânge nevinovat, vă oferă libertatea. Soldații Marelui Reich au primit dispoziții în acest sens. Din această clipă, puteți pleca la casele voastre. Doi. Doi, doi. Atențiune, atențiune! Pentru ca satul să poată fi curățat de dușmanii armatelor Marelui Reich și ai aliaților săi, comandantul Dietrich Kerner ordonă. Toată populația trebuie să părăsească satul în termen de 3 ore. Domnul Maior, de ce l-ați luat? De ce dai, mă? Mă! Der Herr Major hat befohlen, wann er nur so gebracht werden. Hinaus! Schneller! Domnul Maior a auzit că știți să dansați dansul străvechi. Știm. V-a dus costume ca să dansați. Păcat că nu-i anul nou și nu-s datin. Vă promite viața. Ne supunem, dar nu mai credem în promisiunile dumisare.
Ersisinen. Nu o să vă uite niciodată! Nici morții! Nici copiii! Ucigați! Ucigașule! Constantine! Constantine, comunică la ai noștri din linia de fortificații să declanșeze imediat, conform planului stabilit, acțiunea Ultima Frontieră. Mă înțeles. Surbefeste, Gunsline! Mă, oameni buni, mă, ăstia vostru, mă, stați-vă oprit, mă, stați, stați-vă ori, unde merit, stați-vă, mă, luați-vă și pe mine, mă, luați-vă, luați-vă și pe mine, de-a vostru, bată-vă Dumnezeu să vă bată!
ar trebui schimbată. N-au fost numai 29. E adevărat. A mai fost și Gavrila. Și Baciu. Și bătrânul Brad. Și Grad. Și mulți alții.